La Universitatea din Craiova, toate activitățile s-au desfășurat exclusiv online. În acest an universitar, cei aproximativ 19.000 de studenți nu au venit nicio zi fizic la ore și așa vor continua și în această perioadă. Bineînțeles că vrem să revenim studenții, dar eu consider că tot ce am făcut până acum a fost în interesul colegilor și a studenților noștri. Lucrurile s-au desfășurat bine de o parte și de alta, nu am avut niciun fel de problemă, deci sistemul acesta online, din punctul meu de vedere, cred că va continua și în anul universitar următor, pentru că este păcat să nu folosim ceea ce am pus la punct, ceea ce a fost foarte bine și, într-adevăr, cred că un sistem hibrid va fi foarte binevenit și în anul universitar următor. Aceeași situație este și la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, cu excepția laboratoarelor. Cei aproximativ 4.500 de studenți mediciniști fac cursurile online, numai la stagiile clinice și lucrările practice vin fizic. Conducerea UMF Craiova mai susține că toți studenții mediciniști au fost programați în Platforma Națională de Vaccinare, iar cei mai mulți s-au și vaccinat.